găsit la știrile TV Giugiu, iată mai întâi pe scurt principalele informații ale zilei. Din cauza gropilor autobuzele nu mai ajung pe șoseaua la căminul de la Mironești. Notele elevilor verificate online de părinți. Antrenament al fotbaliștilor din Danemarca pe teren Giurgiu Vean. De mai bine de două săptămâni locuitorii de pe șoseaua Alexandriei au rămas fără transport în comun și asta pentru că tronsonul de drum se află în mijlocul unor lucrări de reparații, iar microbusele firmei de transport public nu mai ajung până acolo. Oamenii sunt revoltați că nu mai au cu ce să deplasa, se plâng de starea proastă a drumului și amenință că se vor duce la primărie pentru a cere socoteală. Șoselei Alexandriei au încetat brusc, iar drumul arată acum mai rău decât înainte. Firma responsabilă a decopertat carosabilul și a abandonat lucrarea, lăsând șoseaua într-o stare deplorabilă. Pe lângă acest aspect, locuitorii din zonă se confruntă acum cu un alt neajuns din cauza drumurilor proaste, societății de transport public în comun au întrerupt circulația în zonă. Oamenii sunt nemulțumiți că de mai bine de două săptămâni nu mai pot beneficia de mijloacele de transport în comun. Nu mai trece autobuzul pe aici? Nu, nu!
Atunci va veni. Deci, de o lună de zile aici nu mai circulă autobuzul de la linia ferată și până la noi la Cruci, care noi vrem să asfalteze de toată șoseaua să mai președintele e, că vine primarul e. N-avea niciun primar, n-avea niciun consilier, n-a venit absolut nimeni. Noi ce facem aici? Să cu copii în toate hârtoapele astea, ce facem? Că nu copii la grădiniță și la școală venim la barieră, dacă îi ducem somn oroși și merge ce să facem, dar nu ne-a promis nimic. Despre ce vorbim. În ceea ce privește continuarea lucrărilor de reparații pe șoseaua Alexandriei, vicepreședintele Consiliului Județean Dumitru Gavrilă spune că firma a câștigat licitația s-a mișcat puțin mai greu, dar chiar și așa se află în grafic cu proiectul. Dumitru Gavrilă dă asigurări că lucrările vor fi reluate în cât
privind decizia de schimbare a traseului, a firmei de transport public, însă nu am primit până acum niciun răspuns. Oamenii cer ca microbuzele să reia circulația în zonă și amenință că vor merge la primărie să solicite acest lucru. Pregătite la standarde corespunzătoare, dar puțin beneficiar par să aibă nevoie de ele. Așa se poate caracteriza acum situația de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului Giurgiu, când vine vorba de gradul de ocupare al căminului pentru persoane vârstnice de la Mironești. Deși a fost recent renovat și modernizat, căminul nu a în ultimele 3 luni decât 6 beneficiari. Recent renovat și modernizat căminul pentru persoane vârstnice de la Mironești, județul Giurgiu, este puțin solicitat de beneficiari. În prezent, de serviciile centrului beneficiază doar 40 de persoane, iar în ultimile 3 luni doar 6 beneficiari s-au prezentat la Mironești, în timp ce în alte județe locuri libere nu se mai găsesc decât în centrele private. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a transmis informări către toate primăriile județului cu privire la oferta centrului și condițiile de solicitând totodată autorităților locale să se implice în identificarea potențialilor beneficiari. Însă, până în prezent, cererile sunt fel de puține. În alte județe, centrele pentru persoane vârstnice nu prea au locuri disponibile. Existând locuri
unele private. La Centrul pentru Persoanele Vârstnice Mironești sunt locuri, dar nu sunt solicitări. Centrul aparține în direcție generală de asistență socială și protecția copilului. Giurgiu oferă condiții foarte bune pentru persoanele vârstnice, întrucât în acest an au fost finalizate printr-un proiect cu finanțare europeană lucrările de extindere, modernizare și reabilitare a acestui centru rezidențial. Toate spațiile au fost adaptate nevoilor persoanelor vârstnice. Costul lunar al întreținerii unui beneficiar în centru este de 1360 de lei, bani care pot fi achitați din pensie fără a-i se reține persoanei vârstnice mai mult de 60% din pensie, iar restul reprezentând contribuția Consiliului Județean. Pentru admiterea în centrul de la Mironești, trebuie să se contacteze Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, unde se pot obține amănuntele necesare. Sistem foarte util atât pentru profesori cât mai ales pentru părinți care vor putea afla la orice ora zilei absențele și notele elevilor. Liceul Tudor Vivianu ar putea apărea până la sfârșitul acestui an un nou tip de catalog, catalogul electronic. Acesta oferă o serie de avantaje, în special în ceea ce privește evident era și transmiterea către părinți a situației absențelor și notelor elevilor. În primul rând, transmiterea de date în timp real către părinți. Vorba de, în primul rând, de
prezențelor. Părinții pot afla din oră în oră dacă elevul a fost prezent la oră sau nu. De asemenea, pot afla notele pe care le-a luat copilul în ziua respectivă. Pot să primească rapoarte săptămânale sau zilnice sau lunare. În primul rând, este un avantaj pentru părinte, pentru că cunoaște situația copilului la fiecare moment al zilei. Există totuși mici dezavantaje. Catalogul electronic nu va înlocui catalogul clasic, acesta fiind în continuare obligatoriu. Pot să spun totuși că ar fi și mici dezavantaje în sensul că este un volum de muncă în plus pentru profesor, pentru că pe lângă catalogul electronic trebuie să păstrăm încă acel catalog în formă tipărită. Un dezavantaj pentru părinții care sunt din zone mai îndepărtate, din zone rurale, e posibil ca nu toți să aibă un telefon mobil, mai vorbim de accesul la internet, dar să sperăm că va fi un succes. Dacă elevii nu sunt prea încântați de acest sistem, părinții care au fost consultați pe acest subiect sunt de acord. Am prezentat oferta în ședința cu părinții pe școală, ședința cu părinții care a avut loc în urmă cu două zile. Reprezentanții părinților în această ședință s-au declarat încântați. Rămâne să vedem dacă la clase ideea va fi acceptată și dacă până la sfârșitul lunii decembrie putem să aplicăm catalogul electronic. Aplicația utilizată
utilizate în acest sistem înseamnă că părinții vor avea permanent la orice oră a zilei informații aproape în timp real despre situația copiilor lor. Aceasta înseamnă că părinții vor primi prin SMS și prin e-mail fiecare absență și fiecare notă. Dar sunt și avantaje pentru profesori. Aceștia vor putea încheia mai ușor mediile elevilor și în același timp se vor putea face raportări mult mai rapid în legătură cu situația școlară. După achiziționarea unor bunuri prin special produsele electronice și electrocasnice, multe dintre persoane păstrează ambalajul pentru a nu pierde garanția produselor. Potrivit unei noi legi, acest lucru nu mai este obligatoriu. În schimb, dacă ambalajele dar aruncate la întâmplare sunt prevăzute amenzi atât pentru persoanele fizice cât și pentru operatorii economici. De exemplu, atunci când cineva cumpără un cuptor microunde sau un televizor, iar acestea se află ambalate în cutie, ambalajele nu trebuie aruncate la gunoi pentru că operatorii economici condiționali au acordarea garanției de deținerea ambalajului. Ei bine, acum potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial pe 30 octombrie, niciun agent economic nu mai poate refuza garanția unui dacă nu se află în ambalajul original. Același act normativ se referă și la modalitatea de gestionare a deșeurilor, astfel că sunt prevăzute o serie de obligații atât pentru persoanele fizice cât și pentru cele juridice, în sensul că nu au voie să arunce la întâmplare ambalaje și deșeuri de ambalaje, ci să le predea operatorilor economici reciclarea. În cazul persoanelor fizice, nerespectarea acestor obligații este sancționată cu amendă de la 400 la 800 de lei, iar cele juridice riscă
oameni scuprinse între 10.000 și 20.000 de lei. Legea explică și cum ar trebui colectate deșeurile. În acest sens, containerele în culoare albastră sunt destinate deșeurilor de hârtie și carton. Cele de culoare galben sunt destinate deșeurilor de plastic și materialelor compozite. Containerele de culoare verde sau albă sunt destinate ambalajelor din sticlă colorată sau albă, iar cele de culoare roșie sunt destinate deșeurilor periculoase. Apar noi reguli și în perspectiva modului în care sunt fabricate ambalajele. Printre acestea, obligativitatea de a fi introduse pe piață, ambalaje la care suma nivelurilor concentrațiilor de plumb, cadmiu, mercur și crom hexavalent prezente în ambalaj sau componentele acestuia nu depășește 100 de părți pe milion raportat la greutate, cu excepția ambalajelor realizate numai din sticlă, cristal și conținut de plumb. Octombrie a fost una încărcată pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă, în ceea ce privește numărul abaterilor depistate, dar și al sancțiunilor aplicate. Au fost sancționați cu 120.000 de lei, mai bine de 3 sferturi din sumă, reprezentând amenziile pentru munca la negru. Octombrie, inspectorii de muncă au controlat 63 de societăți comerciale care își desfășoară activitatea în județul Giurgiu. Au fost depistate TNR în cazul a 10 dintre acestea, astfel că inspectorii au aplicat 11 sancțiuni, dintre care 8 amenzi și 3 avertismente. Suma amenzilor s-a ridicat la 120.000 de lei, mai bine de 3 sferturi din cuantum fiind
legale. Pe lângă neîncheierea contractelor de muncă pentru persoanele identificate la lucru fără forme legale, principalele deficiențe constatate cu ocazia controalelor din luna octombrie au fost netransmiterea în revisala datelor referitoare la salariații nou angajați, netransmiterea modificărilor la revisal, neacordarea concediilor legale de odihnă, neacordarea drepturilor salariale, neînregistrarea în registrul de evidență a zilierilor a persoanelor care au calitatea de zilieri, nerespectarea prevederilor legale referitoare la durata timpului de muncă, munca suplimentară și cele referitoare la repausul săptămânal, munca pe timp de noapte, pentru acestea fiind dispuse o serie de măsuri cu termene de realizare. În urma controalelor, inspectorii de muncă au depistat un total de 67 de persoane fără forme legale la o societate comercială. Au fost identificați 51 de angajați în astfel de condiții, iar la o altă 6 pentru cele două societăți s-au întocmit dosare penale care au fost înaintate la parchet. Va lua o decizie privind noul guvern după ce componența acestuia va fi anunțată de către primul ministru desemnat Dacian Cioloș. Social-democrații nu i-au propus niciun nume pentru noul executiv. Secretarul executiv al PSD de jură Zvan Cuc a anunțat astăzi într-o conferință de presă parlamentarii PSD nu vor boicota audierile miniștrilor propuși în comisiile parlamentare, ci vor avea în vedere proiectele propuse de aceștia. PSD-ul va lua o decizie finală abia după
anunțarea noului executiv. Partidul Social-Democrat va avea o atitudine fair play corectă vis-a-vis de miniștri care vor intra la audiere în comisie săptămâna viitoare. Deci, sub nicio formă nu se va încerca boicotarea sau ce s-a speculat în alte de către alte partide audierilor acestor miniștri, într-adevăr, fiind tehnocrați, ar trebui să-și dezmonteze acest lucru prin proiectele care și le vor asuma alături de premierul de semnat și alături de programul acestui de guvernare. Potrivit reprezentanților PSD de Giurgiu, proiectele aflate rulare cu fonduri alocate prin ordonanța 28 vor fi continuate. Social-democrații spun că de asemenea pot fi realizate și proiecte noi. Ordonanța de guvern 28, completată cu ordonanța de guvern numărul 46. Credeți, sunt convins că vor merge înainte pentru proiectele care sunt în continuare. În diferite faze de execuție să fie finalizate și de ce nu să fie atacate alte proiecte care depuse în prezent la Ministerul Dezvoltării așteptându-și rândul la finanțare. PSD nu a făcut propuneri pentru vreun post de va analiza echipa propusă de premierul de semnat. A mai declarat astăzi secretarul executiv al PSD Giurgiu. Acesta a
spune că printre prioritățile noului guvern trebuie să se numere și adoptarea legii bugetului de stat cel mai târziu până la jumătatea lunii de decembrie. Periodic, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia organizează sesiuni de informare destinate parlamentarilor din regiune cu privire la accesarea fondurilor europene. O astfel de întâlnire a avut loc miercuri la Călăraș, unde pe lângă proiectele care pot fi accesate prin programul regional 2014-2020, s-a discutat și proiectele europene aflate în derulare, dar cu mari probleme de implementare. Câțiva parlamentari din regiunea Sud-Muntenia și un consilier din cadrul cabinetului parlamentar al deputatului de Giurgiu Florian Nicolae au onorat invitația Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia participa la o sesiune de informare cu privire la accesarea fondurilor europene. Specialiștii agenției au prezentat situația proiectelor accesate pe fiecare județ al regiunii. Despre Giurgiu, veștile nefiind dintre cele mai bune. Astfel, la capitolul infrastructură de transport sunt foarte mari probleme de implementare la proiectele de modernizare a drumurilor județene 411 și 603. Consiliul județean Giurgiu fiind aproape de situația de a da înapoi banii europeni.
pentru a evita riscul ca județul Giurgiu să returneze milioane de euro folosite ineficient. Reprezentanții agenției regionale de la Călăraș au avut numeroase discuții cu conducerea Consiliului Județean Giurgiu, instituția care trebuie să urgenteze implementarea acestor proiecte. Un alt proiect cu probleme este cel de la Mănăstirea Comana, unde lucrările s-au împotmolit de ceva vreme și riscă să nu fie finalizate la termenul stabil.
Contactați de noi reprezentanții Consiliului Județean Giurele, cunosc toate aceste probleme și spun că fac eforturi ca proiectele întârziate să fie duse la bun sfârșit. Se lucrează pe DG 411 și pe DG 603, însă mai este puțin până la sfârșitul anului și nu se știe dacă termenele vor fi respectate. Totuși, pentru a evita astfel de implementări cu deficiență, fi accesate prin programul operațional regional 2014-2020 vor fi mult mai atente în studiate, în sensul că se vor analiza riscurile, dar și limitele dintre legalitate și ilegalitate. Pentru 2014-2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia poate oferi finanțare pe 10 axe, iar condițiile generale de accesare a fondurilor pot fi găsite pe site-ul instituției aderemuntenia.ro. Fica unui actor român stabilit în Germania, Alexandra Plătăreanu, s-a născut în București pe 13 noiembrie 1978 și a urmat o carieră în meseria tatălui, cunoscută mai bine ca Alexandra Maria Lara, actrița română-germană, a jucat în câteva filme care au adus faimă pe plan internațional. Sărbătoritatea zilei de astăzi este de asemenea cea care parte din juriile unor cunoscute festivaluri de film.
Oprește la București pe 12 noiembrie 1978 și se datorează faptului că a îmbrățișat meseria tatălui său după ce familia s-a stabilit în Germania pe când actrița la cea de-a doua tinerețe astăzi avea atunci doar 4 ani. Ultimile zile ale lui Hitler un tergan 2004 este unul din filmele remarcabile ale Alexandrei Maria Lara, producție nominalizată la Oscar pentru cel mai bun în 2005. Zare însă anului 2002 este un alt film de referință în care actrița născută în capitala României a mai jucat, dar e important pentru cariera Maria, sunt și alte producții cinematografice, precum Napoleon, realizarea anului 2002, Voi ist Fred, 2006, de Cam 2007, City of Life, 2009, sau mai recent realizări, Rush, 2013, și Sweet France, 2013. Pentru calitățile sale profesionale, actrița a făcut parte din juriul festivalului de la Cannes în 2008, iar în România a fost de asemenea prezentă în juriul festivalului de film.
din Anastasovic, adversarii de mâine naționale României, Under 21, jucătorii de fotbal ai Danemarcii, a efectuat un antrenament astăzi în jurul prânzului. Pentru circa 15 minute, oficialii danezi au acceptat prezența jurnaliștilor, iar antrenorul a discutat cu reprezentanții presei. Reprezentativa Under 21 a României va disputa pe 13 și 17 noiembrie două noi jocuri importante de fotbal în campania de calificare la campionatul susținută la Giurgiu pe Marina Anastasovici pe 13 noiembrie, începând cu la 19.45, oaspeții noștri care alcătuiesc echipa daneză au efectuat deja un prim antrenament. Acestuia oficialii danezi au permis pentru 15 minute accesul presei la antrenament. To be honest, we expect a very difficult game. Seară, pe 17 noiembrie, tricolorii antrenați de Cristian Dulca vor evolua împotriva țării galilor în partida programată cu începere de la ora 20. Thank you.
sau urmărim în continuare ce vești au meteorologii pentru vineri. Valorile termice vor marca o scădere în cea mai mare parte a țării, dar se vor menține peste mediile climatologice cu precădere în regiunile sudice. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 și 21 de grade, minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, mai scăzute în depresiuni. La Giurgiu, cerul va fi în general senin, fiind anunțat în primele ore ale zilei. Temperaturile maxime vor ajunge spre 18-19 grade de la Giurgiu, Ghimpați, Izvoarele și Hotarele și până la 7 de la Mihăilești, Bolintin, Vale și Comana. Viteza vântului va fi de 8 km pe oră dinspre sud-est. Presiunea atmosferică 771 mm coloană de mercur, umiditatea 51%, iar apele Dunării vor fi în scădere de la 10 la 20 de centimetri, cota aprobabilă 21 de centimetri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Rămâneți cu TV Giurgiu. Urmează emisiunea Giurgiu înainte de toate. Bani pentru programe, nu pentru bani este titlul
Comisiei din această seară emisiunii Giurgiu înainte de toate participă la dezbatere un grup de profesori de la liceul Nicolae Cartojan care a accesat cu succes un program european deosebit. Așadar, rământe începând cu ora 19:45 la TV Giurgiu și tot la TV Giurgiu puteți urmări de la ora 21 emisiunea E timpul de să vorbim cu Florina Drăgulin. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție toate.